Binecuvântat să fie numele Domnului. Vă invit să ocupăm cu toții locurile, mai puțin eu. În această dimineață ne-am oprit la Efeseni, capitolul 5, unde cuvântul Domnului ne învață despre anumite păcate speciale. Și am numit noi dimineață studiul nostru în Scripturi, păcate care să nu fie nici pomenite între voi. Pentru că așa se adresează Biblia și spune, păcatele acestea să nu fie nici pomenite între voi. Să nu se audă în veci de așa ceva între voi, spunea cuvântul Domnului. Spuneam dimineață că înțelegem de aici că sunt păcate deosebite pe care Biblia le condamnă în mod deosebit. Și desigur am contrat această tendință culturală din această țară, cum că totul e una, una e tot. Că și bârfitorul, și fățarnicul religios, e ca și homosexualul, e ca și curvarul, tot aia e, Domnule, e păcat. Și spuneam că este falsă învățătura aceasta, că Domnul Iisus Hristos, Biblia, condamnă în mod deosebit anumite păcate. Și tocmai de aia Biblia spune că sunt porunci mari. Spune, care este cea mai mare poruncă? Și Domnul spune, cea mai mare poruncă este asta. Păi dacă o calci pe aia, e păcat mare. Mai mare decât dacă calci o poruncă mai mică. E bine, dimineața am vorbit despre lucrurile acestea și am spus că seara vom aborda două întrebări. Care este felul în care aceste păcate intră? Desigur, păcatele acestea le-am găsit în textul acesta. Sunt texte care abordează diferit. Dar textul de astăzi, din Efeseni, capitolul 5, spune că aceste două păcate sunt curvia și lăcomia. O asociere interesantă. Pentru români, desigur, curvia este păcat capital, dar lăcomia e tolerabilă, e a noastră, toți mai ne lăcomim și vrem mai mult. Ei, în cultura de aici, lăcomia și mai ales necinstea, spuneam, e tragică, trebuie să fii foarte truthful și să declar tot, dar viața asta trebuie să o trăiești, enjoy. Ei, Biblia contrează și o cultură și alta. Tendințele noastre culturale și standardele noastre de acasă sau de aici nu sunt standardele lui Dumnezeu, sunt standarde omenești și le trebuie verificate cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Întrebarea de astăzi seară este cum pătrund aceste păcate și cum se vindecă aceste păcate. În primul rând, dragii mei, mă uitam aici în pasajul pe care l-am citit dimineață, din Efeseni, capitolul 5, spune cuvântul așa, curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenită între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Și imediat versetul următor îmi spune ceva la care nu m-am așteptat, iar răspund. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Și mai jos cuvântul iară spune, nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șart. Păi frate, Pavele, ce legătură între curvie și lăcomie ca păcate capitale și vorbe? De două ori spune Apostolul Pavel, spune să nu se audă între voi cuvinte porcoase, la nivelul de discuție informal, discuție colocvială, o discuție normală, discuția cotidiană, vocabularul meu de zi cu zi, spune acolo, să nu se audă cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite și glume proaste. Și mai jos în versetul 6 se vorbește despre niște vorbe la nivel public. Iată, Apostolul Pavel atacă sfera vocabularului nostru. Ăla cotidian, când vorbim așa și râdem la un suc sau la o pauză de masă, și ăla public spune, nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte. Aici se referă la predicatori. Aici se referă la cuvinte roștite în numele Domnului Iisus. Oameni care înșeală și dau învățături greșite. Înțeleg de aici că aceste păcate intră în poporul lui Dumnezeu prin vocabular, la nivel cotidian, vorbire ușoară, acolo intră păcatele astea, și prin învățătură. Frații mei, învățătura deschide poarta păcatelor de felul acesta. Cum vorbim despre păcatele astea în mod public? Pentru că dacă nu vorbim în mod adecvat despre ele,
s-ar putea să facem un defavor, un deserviciu bisericii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne sfințească vocabularul. Vocabularul pe care îl folosim acasă, pe care îl folosim în pauza de masă și vocabularul pe care îl folosim la învoanele noastre. Aici, la nivelul limbii, limba influențează mintea. În puterea limbii stă viața și moartea. Ea dă direcția în viață. Deseori am spus lucrul acesta. Cum trebuie să vorbim, frații mei, că aceste păcate, curvia și lăcomia, să nu ne prindă? Primul rând, cuvântul spune aici, legat de vocabularul nostru cotidian, când nu suntem la biserică, când nu suntem în costum, când suntem noi înșine, spune Pavel, să nu se audă între voi, fraților, cuvinte porcoase. Să nu se audă între voi vorbe nechipzuite. Să nu se audă între voi glume proaste. Dați-mi voie să vă spun în primul rând legat de curvie. Apoi trecem și la lăcomie puțin. Păcatul acesta al curviei pătrunde întâi în vocabular. Glume proaste. Vorbim așa ușuratic, deseori aud și între frați lucrul acesta, glume cu tentă sexuală și râdem. Cuvinte cu două înțelesuri, că limba română are cuvintele ei cu două înțelesuri și râdem. Un vocabular colorat, vulgaritate, apropouri și mai ales bancuri. Așa pătrunde imoralitate. Am observat un lucru în lumea noastră. Dacă vrei să spargi un tabu într-o societate, un tabu e ceva despre care nici n-ai voie să vorbești, cum spune Pavel aici. Tabu era cu sute de ani în urmă și cu zeci de ani în România să vorbești de homosexual, de curvie. Dom'le, tabu. Nici să nu se pomenească, domne. Spuneau bătrânii în sate, unde s-o mai pomenit așa ceva? Nici să nu grăiești, ziceau maramureșinii de așa ceva. E, dacă vrei să spargi un tabu, domne, bărbatul trebuie să se îmbrace așa și femeia așa. Relația între un bărbat și o femeie în familie. Dacă vrei să spargi un tabu de sute și mii de ani, fă bancuri. Satana are o armă numită umor. Satana se folosește de un umor ca să pătrundă laxitatea morală în poporul lui Dumnezeu. Spargi un tabu când faci bancuri. Zic glume, oamenii vor râde, se vor relaxa. Umorul relaxează mintea omului și mușchi. Când râdem, tot corpul se relaxează. Nu mai suntem atât de încordați, de rezistivi, de atenți. Suntem mult mai lejeri și pe fundalul umorului, al glumelor proaste, al vorbelor porcoase, intră ideea în cap că nu-i chiar grav. Cum o pătrunse imoralitatea în România? În satul românesc în care nu era voie? Simplu. Bancuri cu Ion și Mărie. Așa o pătruns. E plină lumea de bancuri. Și apropo, pe față, promovează păcatul, imoralitatea sexuală. Și râdem și noi pocăiții. Și spunem bancuri de 2 lei, fraților. Cu alte cuvinte, Pavel spune, watch your language. Când un om spune glume proaste, fraților, un semn că curvia bate la ușa inimii lui. Întâi în vocabular vrea să intre. Și dați-mi voie să vă spun că aud limbaj liber, prea liber, în jurul meu. Eram copii și știam că n-ai voie să spui de dracu, n-ai voie să spui cuvântul ăla. Încet, încet, frații mei, vocabularul devine colorat. Și așa mai departe, să fac bancuri, așa se sparge un tabu, așa se relaxează moralitatea unui popor, prin glume, prin umor, acolo Satana se folosește să intre. Mai nou auzeam aici în America, de când cu homosexualitatea, de Adam and Steve, nu Adam and Eve, să fac bancuri cu Adam and Steve. Și oamenii râd că îi sună funny, Adam and Eve, Adam and Steve. Dar așa intră ideea că nu-i chiar atât de grav. Prin bancuri, prin glume proaste. Și așa mai departe, dragii mei, Dumnezeu să ne trezească mintea sănătoasă ca să ne păzim. Și n-aș merge numai acolo, sunt lucruri mult mai simple la noi, la nunți.
Și râdem și noi și le spunem la anvoane, frații mei. Bancuri cu soacre. Every joke reinforces a sad reality. O glumă, de fapt, întărește o stare de fapt a lucrurilor. Sunt bancuri cu soți care stau sub masă și neveste care conduc și râdem, dar asta întărește o realitate dezastroasă în casele noastre. Și de multe ori să râd, să nu râd. Și mă, nu-i bine că râdem. Chiar în biserica Domnului râdem. Că sunt bărbați care conduc de neveste, bărbați care nu recunosc și râdem. Dar asta spune ceva despre noi. Și pe fond de glumă, feminismul, un curent diabolic, pătrunde în biserica lui Dumnezeu și râdem. Pentru că vrăjmașul știe că umorul este o armă frumoasă, dulce, plăcută, prin care omul primește mai ușor un mesaj al dezlegării și al libertății și moralității. Dumnezeu să ne trezească mintea. Spune Pavel, aveți grijă să nu se audă nici aia, nici aia, nici aia, nici glume, nici bancuri, nici ponte. Watch your language. Umorul relaxează mintea omului și moralitatea. Și acea gardă despre care vorbea psalmistul, Doamne, pune o strajă gurii mele, limbii mele, minții mele. Și mintea acceptă prin umor păcatul. N-aș vrea să spun prin asta, dragii mei, că tot umorul este greșit. Există în orice cultură fabule, istorioare, există umor cu gust, pentru că Biblia spune că sunt glume proaste, înseamnă că sunt și glume bune. Dar diavolul se folosește de umor ca să ne prindă, aveți grijă. Ce fel de umor acceptați? Sunt multe istorii, chiar în Biblie, care au umor și ironie. Domnul Iisus folosește ironia, El însuși ca și Dumnezeu pe pământ. Însă, dragii mei, atenție mare, ce fel de umor se folosește în pauza de masă? Ce fel de umor folosim în familie? Pentru că pe fondul umorului pervertit, spune Pavel, intră păcatele acestea în poporul lui Dumnezeu. Și mai ales, frați și surori, aveți grijă ce umor folosiți la anvon. Lăsați soacrele în pace, lăsați bărbații de sub masă să stea acolo, e treaba lor, eu nu stau sub masă, și Dumnezeu să ne ajute să nu stăm sub masă nici unul, că Dumnezeu nu a făcut lucrurile așa, și nu-i de râs, e de plâns când se întâmplă asta. Haideți să ne trezim, să avem grijă ce vorbim, Dumnezeu să ne trezească. Și dacă spun alții glume, măcar nu râde. Lasă-l pe el, să simte prost un minut, dar sunt lucruri la care nu-i bine să râzi. Tot același lucru, dragii mei, este valabil și la lăcomie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici în versetul 4 să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Aici este strecurată ideea de lăcomie. Măcar că textul vorbește mai mult despre partea cealaltă, vorbele alea nechipzuite, Apostolul Pavel le spune nu vorbe nechipzuite, ci cuvinte de mulțumire. Adică pune în opoziție cuvintele de mulțumire cu vorbele nechipzuite. Înseamnă că Apostolul Pavel se referă aici la cuvintele de nemulțumire. Și înțeleg aici că în vocabularul cotidian, lăcomia, the other sin, păcatul ălalalt, mare, înflorește pe terenul, pe solul nemulțumirii. Acest păcat al lăcomiei înflorește bine și crește atunci când noi, cu limba noastră, rostim cuvinte de nemulțumire. Din nou spun, Dumnezeu să ne sfințească limba. Ne comparăm cu alții, ne comparăm cu casele lor, ne comparăm cu mașinile lor, ne comparăm cu joburile lor și începem și vorbim și vorbim de nemulțumire, vorbe grele la adresa lui Dumnezeu, uneori la adresa soților noștri care nu câștigă ca alții, la adresa soțiilor și limba noastră dă direcție și lăcomia prinde contur atunci când lăsăm nemulțumirea să prindă glas în viața noastră, să nu lăsăm pe diavolul să ne înșele. Dumnezeu să alunge orice cuvânt de nemulțumire. Dumnezeu să lege orice glume proaste în viața noastră, orice vorbe nechipzuite și să ne sfințim astăzi limbile, că de aici să dă direcția în viață. Iată ce spune Pavel, predicam deseori despre asta, că și lăcomia și curvia tot de la limbă încep. Nu de la ochi, și de la ochi. Încep de la limbă. Când începi să dai drumul limbii care influențează mintea și duhul și lași păcatul să intre în viața ta, Dumnezeu să sfințească gura noastră. Mădularul ăsta mic care aprinde păduri mari. Vreau să trec puțin la învățătură.
Spune cuvântul așa aici. Că asta e mai important. Important, nu știu care e mai important, dar sunt foarte atent legat de partea asta, că ne privește pe noi aici duminica. Ce predicăm despre curvie și lăcomie? Cum vorbim despre asta cu tinerii? Care trebuie să fie echilibrul în mesajul nostru? În primul rând, dragii mei, vreau să mă uit aici ce spune Apostolul Pavel în Efeseni. Legat de aceste păcate, versetul 6, nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte. Nu știm ce vorbe deșarte, dar înțelegem din partea a doua a versetului, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Logic vorbind, dacă ne uităm la versetul acesta, înțelegem că vorbele alea deșarte, predicatorii ăia predicau că nu vine mânia lui Dumnezeu așa ușor. Adică învățături de tipul nu e chiar așa grav. Ce spuneam dimineață? Minimalizarea lăcomiei, minimalizarea curviei. Spuneam și dimineață pentru cei care n-ați fost, eu curvesc, tu bârfești, it's the same. Eu trăiesc într-un păcat de imoralitate, tu ești un om fățarnic, it's the same. Ești păcătos ca și mine. Și Biblia spune, nu e adevărat. Asta înseamnă minimalizarea unor păcate grave. Înseamnă să minimalizezi, să relativizezi standardul lui Dumnezeu, să lățești calea, să faci ca păcatul să nu pară chiar atât de grav. Și am subliniat dimineață, este grav. Noi nu avem voie să minimalizăm păcatul. Dragii mei, Dumnezeu iubește pe păcătoși. Și aici a început să distorsioneze teologia. Dumnezeu iubește, Dumnezeu este har, Dumnezeu este dragoste. Dar nu uitați ceva. Dumnezeu iartă pe curvarii care se pocăiesc. Dumnezeu iartă și primește pe homosexualii care se lasă. Nu pe aia care nu se lasă. Că aici e problemă. Ce învățăm pe oameni în bisericile noastre? Ce înseamnă acceptarea aia despre care tot vorbesc unele biserici în țara asta? Ce înseamnă? Dumnezeu nu primește pe nimeni care nu se pocăiește, fraților. Că biserica nu-i club. Nu-i membership cum faci la un club de, nu știu ce, social sau de fotbal. Frații mei, Dumnezeu și harul se dă celor care se întorc la Dumnezeu. Așa trebuie predicată dragostea lui Dumnezeu. Oricât de mare dragostea asta, ea se dă celui care se întoarce la Dumnezeu. Spunea Bonhoeffer, iritat de exagerările din luteranismul din care a făcut parte, o religie care, only grace, grace alone, it's fine, grace alone. O zis Bonhoeffer, dar zice, harul fără pocăință e har ieftin. Dragostea lui Dumnezeu, harul lui, fără renunțare la păcat, e diabolic. Noi nu promovăm har fără pocăință. Nu există har fără întoarcere la Dumnezeu. Fără regret, căință. Dumnezeu să ne învețe El ce înseamnă harul. Cum predicăm despre har? Harul se oferă celui care se pocăiește. Și astăzi, dragii mei, vreau să vă spun că asta e soluția la curvie, pocăința. Vreau să fim sus și tare, nu vreau să reprezint aici un curent taliban care spune că este păcatul de neiertat. Dimpotrivă, dacă sunt oameni prinși, vreau să spun că există har. Eu cred că păcatul lăcomiei, al curviei și celelalte necurății, spuneam dimineață, toate din sfera sexualității, se pot ierta. Dumnezeu le iartă. Dar cu condiția să te pocăiești, să te întorci. Acum, azi, aici, să te lași. Și dacă te lași și te pocăiești, Dumnezeu îți dă har. Cred și afirm, vreau să proclam harul lui Dumnezeu, așa cum este El în Biblie. Dumnezeu iartă păcatele astea. Dumnezeu primește astfel de păcătoși. Acum, aici, azi, mărit să fie numele Lui în veci. Este bun, dar este bun cu cel care se pocăiește. Cu ceilalți nu se dă har. De altfel, aici avem o imagine, în versetul 6 spune, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Aici, din punctul meu de vedere, este o trimitere la Sodoma și Gomora, la Vechiul Testament. Ăștia când predicau aici, predicau pe baza Vechiului Testament, nu citeau Noul ca și noi, ei citeau Vechiul și interpretau. Aici este o trimitere la Sodoma și Gomora.
Și vreau să spun ceva foarte clar pentru cei care relativizează păcatele. Sodoma și Gomora au fost pedepsite nu pentru bârfă. Să fie clar, Sodoma și Gomora n-au fost pedepsite pentru fățărnicie, n-au fost pedepsite pentru nu știu ce aroganță etnică, au fost pedepsite pentru păcate sexuale, care sunt grave și trebuie să rămână așa în predicile noastre. Mânia lui Dumnezeu vine în urma acestor păcate. Asta e un curent, minimalizare. Mai este o problemă legată de asta? Și aud și la noi și... Venim dintr-o cultură în care la școală numai despre asta se vorbește. Din clasa, nu știu cât, a doua, a treia. Filmele numai despre asta vorbesc. Ei n-au alt mesaj. Și vin unii așa cu o râvnă, fraților, trebuie să vorbim mai mult despre astea. Că oricum le învață copiii la școală, oricum le văd în film, oricum le știu. Frate, trebuie să vorbim. Să pe față, frate, duminica. Frate, spune-le, speak it up. Hai să facem serii de familie, hai să facem educație sexuală la biserică. Și asta e o problemă. Vreau să spun ceva. Biserica nu este școală de sexologie. Pentru toți râvnoșii care vor ca la învon să facem câte un an, doi, trei, numai studii de familie. Ăsta nu este mesajul central al creștinismului. Este un exces și bisericile din țara aceasta cad în panta aceasta. Duminici întregi, luni întregi și ani se vorbește numai despre astea. De parcă noi am fi la școală de consiliere și aici să dau cursul de sexologie. Și un limbaj grafic, idei pentru tineri, mergi acasă cu firea stârnită, nu cu duhul trezit. Să fie foarte clar, frații mei, biserica nu este o școală. Noi nu concurăm cu școala. Noi nu concurăm cu Hollywood-ul. Pentru că ei vorbesc mult despre asta, să vorbim și noi, frate, pe față. Nu. Și vreau să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos n-a vorbit niciodată. Vreau să vă întreb pe voi, care ați căzut în panta asta a culturii, că trebuie, domnule, să vorbim totul pe față. Cât de mult, cât de des. Adică volum excesiv, accent exagerat pe lucrurile astea. Vreau să vă întreb dacă era un lucru mântuitor, fundamental în creștinism, nu vorbea Domnul Iisus despre asta? Păi nu vorbim niciodată, fraților. Semn că oricât de important, și sunt de acord că este un subiect important și că biserica trebuie să aibă studii de familie în măsura potrivită, cu limba adecvată și în cadrul adecvat. Not on Sunday, nu duminica. Asta nu sunt lecții pentru copii. Și nu un an, și nu doi, și nu șapte luni. Private setting. Nu uitați, o învățătură importantă, dar secundară în creștinism. Mesajul nostru central. Tocmai asta vreau să spun, că aici este interpretarea greșită a creștinilor. Bă, dacă Hollywood-ul, hai și noi. Nu, domne, Hollywood-ul n-are alt mesaj. Ăștia numai asta știu. Ăștia n-au mesaj. Totul e despre dragoste, totul e despre sexualitate, totul e în filme, numai despre asta, la școală, ăștia n-au alt mesaj. Noi avem alt mesaj mai important. Învățătura despre neprihănire, despre rai, despre eternitate, noi vorbim despre alte lucruri, despre Duhul Sfânt, că El ne eliberează de păcatele astea. Astea nu sunt învățături centrale. Nu dedicăm ani și zile și luni pentru lucrurile astea, niciodată. Pentru că divagăm și punem accentul pe secundar. Și asta este una din probleme și aș vrea să înțeleagă oamenii de ce nu aș vrea să facem din biserică așa un loc în care să se vorbească numai asta și să patinăm oarecum în sfera asta a duminicilor întregi și numai despre așa ceva. Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta. Avem atâtea subiecte mai importante, ăsta trebuie tratat cu limbajul adecvat, în cadrul adecvat și în măsura adecvată. Dumnezeu să ne dea putere în privința aceasta. De asemenea, aș vrea să mai spun ceva, că unii tot vor studii. Nu știu ce aș putea să vă învăț, fraților, este un subiect, cel puțin păcatul ăsta. Biblia spune, porunca 7, să nu prea... Nu spuneți voi ce pot să... Asta e un subiect de natură practică. Să nu prea curvești. Greacă, ebraică, ce să vă spun, fraților? Ziceți voi, abordări logice, psihologice, hermeneutice... Să nu prea curvești. Știi ce mai lipsește la asta? Du-te și fă și tu, cum spunea Domnul Iisus. Fă! Împlinește porunca! Asta e un subiect de natură practică. Ce studii? Ce investigații? Ce?
Vine câte unul la concert, frate, te gândești că pastorul are ceva, pastilă magică. Frate, îți dependem de pornografie. Păi lasă-te. Lasă-te. Păi cum, frate, tu ești păstor, ăsta e sfatul? Da, frate, ăsta e păstorul, ăsta e sfatul, lasă-te. Păi atâta, frate, tu care ai făcut școală, da, mă, frate, lasă-te. Asta spune Biblia, să nu prea curvești. Ce să-ți mai zic? Lasă-te. El mai întreb, dar la ce te uiți, frate? De unde te inspiri așa? Păi la televizor. Păi sparge-l! Cum să-l spargi, frate? Păi sparge-l. Tu te acasă și dă un topor și fă-l bucăt. Păi dacă ăla te face să cazi, sparge-l, mă, scoate-l afară. Păi nu pot, frate. Paruncă-l de la etaj. Vezi să nu treacă nimeni. Păi nu pot, frate, nu. Păi atunci vinde-l pe Craigslist, do something about it. It's practical. Vor frații să-i le spui, fă, duș rece, astea-s povești de la psihologi, fraților. Pocăința e foarte practică. Du-te acasă și scoate-l pe dracu afară dacă te... Dacă ăla te bagă în păcat, scoate-l afară. Păi când îi spune Biblia să scoți ochiul. Păi nu-i mai radical? Dacă ochiul tău... Păi decât să scoți ochiul, mai bine scoate din priză ce trebuie. Și să rămâi cu ochii, nu? Dacă nu scoateți ochiul. Că așa scrie, frate, scoate ceva, scoate din priză, că e mai simplu, nu te costă. Păi frate, că vreți, vrem filozofii, fraților, vrem studii. Și vreau să pun o întrebare grea. Vi se pare că familiile sunt mai sănătoase de când se scriu sute de cărți în țara asta? Vi se pare că familiile sunt mai sănătoase de când sunt sute de conferințe și de vorbitori specializați și tot felul de ministriuri? Și vi se pare că suntem familii mai sănătoase? Vi se pare că divorțul scade? Vi se pare că preacurvia dispare dintre noi de când avem specialiști în consiliere de familie? Nu. Pentru că subiectul ține de pocăință și de voință. Du-te și fă. Biblia spune să mai zici numai amin. Că și evreul a vrea filozofie. Doamne, dar cum e cu aia? Dar cum e cu aia? Și-a spus Domnul, uite, spun o pildă simplă. Un samaritean, așa, așa. Du-te și fă. Atât? Da. Du-te și fă. Lasă studiile. Lasă investigațiile. Lasă întrebările, pleacă și fă. Știi ce ai de făcut? Vă întreb, cine nu știe că curvia e păcat în biserica asta? Și copiii cunosc lucrul acesta. Știm, dar vrem filozofii. Dumnezeu să ne trezească. În același timp, dragii mei, există și o altă tendință și la noi. Așa un fel de fatalism cu aer profetic. Când omul nu s-a pregătit, eu știam de când eram tânăr. Așa frezat cum eram eu și ziceai că mă firește, tinerii ăștia. Să știți că nu-i prostim pe tineri. Tinerii zisteți, ne citesc. În continuu ne buboiau la învon. Și știam, ăsta iar nu s-a pregătit. Când nu se pregăteau, dă-i pe tineret. Asta era predica lor. Scoteau din casetă, tineretul. E, asta aud mereu și la noi. Tinerii noștri care se droghează, care? Tinerii noștri toți care curvesc. Tinerii noștri care sunt prinși de pornografie. Tinerii noștri. Mă, frate, opriți-vă cu asta. Un fatalist cu aer profetic, domne, apocaliptic, sfârșitul lumii, domne, toți curvari, toți, care toți, mă, fraților? Care? Când vă drogați, mă, că sunteți mai la repetiții? Când? Când vă drogați? Lunea la biserică, mă, când vă drogați? Îți dă 2 ani, păstore, sau 1 an și ceva? Nu știu unul, fraților, de unde poezia asta? Opriți-vă! Nu mai blamați biserica lui Dumnezeu! Nu mai disprețuiți obrazul bisericii lui Hristos! Tinerii noștri care, generalizări ieftine, negativism, fatalism în biserică, sfârșitul lumii, știți ce e în spate? E un duh rău. Pentru că în spatele unui astfel de predici e resemnarea. Păi dacă toți, nu putem face nimic, frate, uite, divorțuri, gata, nu putem, frate, uite, dacă așa e și toți, păi nu mai putem, ne resemnăm, lățim calea să încăpem toți. Asta e mesajul din spate, e un duh de descurajare, e un duh de negativism, e un fatalism apocaliptic care distruge biserica lui Dumnezeu. Opriți-vă, că pare că e profetic, că pare că vin și strigă pentru neprihănire, dar nu e asta. Nu e așa. Dați-mi voie să vă spun ceva. N-aveți de unde să știți. N-aș spune niciodată ce au mărturisit tinerii. Mor cu astea. Dar vreau să vă spun ceva. Dați-mi voie să vă spun ce n-au mărturisit. Am luat multe mărturisiri la stăruință, dar niciun tânăr n-a mărturisit curvie. A spus, frate, m-am păzit. Vreau să spun lucrul acesta pentru fataliștii ăștia. Biserica Elim are tineri curați. Biserica Elim are tineri curați. Are fete fecioare. Dacă sunt aici băieți care vor să se însoare, aici sunt fete curate.
Nu mai aruncați cu noroi pe obrazul Bisericii lui Hristos să păreți voi sfinți. Nu sunt toți, sunt puțini. Nu știu niciunul dependent de droguri, nu mai mințiți, fraților, niciunul. Arătați-mi-l pe ăla unul, să-l știu și eu. Cum toți, tinerii noștri, generalizări de astea ieftine. Care tineri, fraților? Care? Și am vorbit cu ei și plângeau, frate, mă străduiesc. Au mărturisit banalități unii din ei, conștiințe sensibile și au plâns. Și noi dăm la amvon, cu fatalism, cu negativism. Și știți care este efectul moral, care este efectul psihologic în inima unui tânăr când aude o predică din asta? Păi dacă toți, numai eu nu. Pentru ce să mă mai țin? Zici și tu. Dacă aș fi fată de 17 ani și aș auzi că toate, păi numai eu? Păi n-are rost să mă mai păstrez, că nici nu există băieți pentru mine în biserica asta. Asta e efectul, fraților. Asta e efectul. Descurajăm tinerii că oricum n-are rost. Că oricum nu se poate. Ia pune frate, tu nu știi, aici e America, nu e România. În America nu se poate. Măi, fraților, standardul Dumnezeu e altfel în America? Tot asta le-au... Păi nu știi tu, mică, n-ai avut copii în America. Măi, în America... Frații mei, Dumnezeu are același standard în America ca și în România. Și pe mai mult, pentru cei care vin din România, că și în România circulă gândul ăsta, ca în America. Nu, frații mei, am stat de vorbe cu tinerii. Sunt tineri care se păzesc. Sunt tineri curați. Tineri care au primit botezul Duhului Sfânt. Domnul nu botează vase murdare. Domnul a confirmat despre ei. Și vreau să vă spun că n-au măturisit ce credeți voi. Imaginația voastră bogată a unora. Dumnezeu are o biserică care se străduiește. Ne străduim, vestim standardul lui Dumnezeu. Tinerii se roagă, postesc. Nu mai aruncați cu noroi pe obrazul Bisericii lui Hristos. Mă ridic în numele Domnului ca păstor să șterg obrazul Bisericii lui. Prea mulți ați terfelit-o, că elim în... Frații mei, ca unul care am stat de vorbă cu ei, nu este adevărat. Nu este adevărat. Fatalismul acesta duce descurajare, că n-are rost să te ții curat, că oricum toți. Ba mai bine spun, frate, oricum, dacă te uiți și te gândești ca și cum ai făcut-o. Și vin unii tineri, am văzut, așa cu vinovăție, frate, uite, doar gânduri avem toți, ispite, nu? Uite, na... Și ei cred, din ce aud la amvon, că deja, gata, au curvit, că s-o gândit sau s-o imaginat sau s-o privit la școală. Păi mă, fraților, Biblia nu spune așa ceva. În Biblia spune așa de clar, Biblia spune clar să nu învățăm pe tineri ce ne place nouă, să băgăm în ei vinovăție cu pompa. Spune cuvântul așa, în Matei, să citim foarte clar, este o diferență mare. Dar eu vă spun că o și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Nu știu dacă citim tot aici. Și în Corinteni ne spune foarte clar acolo, unde vorbește despre păcatul acesta, spune, fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. E o diferență mare. Este un journey, este o călătorie, gând, privire, până la capăt când omul săvârșește, este un drum lung. Eu am spus mereu tinerilor, câte vreme ești pe drumul ăla, stage 1, stage 2, stage 3, oriunde ai fi, dacă te întorci, you're safe. Câte vreme te întorci și te oprești, n-ai ajuns la capăt. Dacă îmi vine unul și spune că oricum ai făcut-o, că oricum ești curvar, că te-ai gândit sau că te-ai uitat și că-i tăt una și la fel tăt una pământul, cum se predică, păi atunci n-are rost să mă mai opresc, mă duc până la capăt. Păi de ce să mă mai lupt? Vedeți care e efectul? Descurajare. Că n-are rost să te mai lupți, că oricum ești deja, că te-ai gândit. Păcatul acesta este o călătorie lungă de multe ori. Oriunde pe drum te oprești, încă n-ai ajuns să cazi în acel păcat total. Întoarce-te. Și când e vorba de lăcomie, fraților, tot așa punem problema. Păi frate, eu știu păstor, eu știu proroc, uite, stăți. Păi, frații mei, ce facem? Lățim calea să încapă toți? Schimbăm standardul, dăm dezlegarea la lăcomie, cum e dezlegarea la pește de bună vestire? Gata, dezlegarea la lăcomie. Nu! Că spun unii, băi frate, eu am văzut tot așa negativ, am văzut și păstor, păi am văzut și proroc, plasma, am văzut și toți. Atunci, cumva, descurajarea asta duce ideea, și de obicei eu spun oamenii care trăiesc în păcatele astea, ca să-și justifice păcatul lor, îi zic că toți, frații mei, nu dezlegăm, nu lățim calea. Dacă toți îți lacom, toți se pocăiesc, amin? Dacă păstorul e lacom, păstorul să se pocăiască, nu schimbă în calea. Dacă muzicantul e lacom, să se pocăiască. Prorocul e lacom, să se pocăiască. Standardul lui Dumnezeu rămâne același și nu dăm voie acestor gânduri, acestor descurajări, acestui negativism, că oricum toți, ca atare, hai la rai.
Dumnezeu să ne trezească să păstrăm standardul Lui curat pentru noi și să ne păzim de păcatele acestea. Câteva gânduri, pentru că timpul a trecut, legat de ce trebuie să facem. Spuneam că soluția e pocăința întotdeauna, dar mai am un gând aici. Biblia spune să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Aici nu mai împlinim. Asta parte pe vremuri. Amândouă păcatele acestea sunt păcate sociale. Eu am spus asta dimineață, sunt împotriva aproapelui. Ca atare este un cancer social care se extinde prin relații. Și Domnul spune, ca să nu se extindă, taie relația. Ca și cum ar fi un cancer la os, cancer la, știu, la sânge. Trebuie vindecat organul respectiv. Uneori chiar tăiat, că altfel se împrăște cancerul în tot corpul și moare. Ei, așa e și păcatul ăsta. Trebuie extirpat. Cum? Prin izolarea păcătosului. Când erau leproși în poporul Israel, stătea cineva cu ei, vai, săracul, are nepoți, are cum facem noi? Nu, domnule, ești lepros? Get out. Stai acolo până te faci bine, că altfel tot poporul Domnului o să aibă lepră. Noi când e vorba de câte un curvar care știm că trăiește în curvie, mă, săracul, nu poți să-l pui deoparte, îl faci de rușine, are nepoți în biserică, are copii, mă, nu poți, frate. Păi, dar uite ce scrie, ce facem, frații mei? Ce scrie sau ce vrem noi? Ce scrie? Amin. Zice, nu vă întovărășiți deloc. Deloc. Am auzit deseori teoria aceasta legată de domne, lasă-l că poate să pocăiește. Și să știți că și eu mă gândesc la asta. Când e vorba de un tânăr care încă nu e născut din nou, nu poți să fii sigur cum e mai bine. Dar am văzut și situații, când am fost tânăr, atât acolo la Betel, la noi, cât și la Bujac, eram o generație care, multă sală, așa cum a fost. Și unii frați au zis, erau unii care trecuseră de mult pragul și limitele. Și sunt mulți care se confirme aici. Dar cumva am zis noi, hai să, na, să noștri. Și știți care a fost efectul? Eu stricat și pe alții. Nu întotdeauna lăsându-l aici, știind că e obraznic, știind că trăiește, nu-i spui nimic, măcar mustră-l, spune, mă, dacă nu, nu mai poți cânta în fanfară. Și să știți că s-au stricat și alții lângă ei. Efectul nu a fost ăla care am crezut, a fost invers. Biblia prevede și dragoste, și acceptare, și consiliere. Ne rugăm pentru ei. Dar când un om trăiește deliberat, intenționat, fără rușine, și știe că oricum nu-l dai afară, pe omul ăla, strică și pe alții. Se strică și poporul lui Dumnezeu și nici ăla nu se pocăiește, că dacă nu-l disciplinezi, n-are motivație. Spune, pă, ăștia mă acceptă oricum. Tocmai aici vreau să ajung cu teologia asta care se predică în țara asta. Biblia nu prevede acceptare necondiționată. Că pornim de la ospitalitatea lui Dumnezeu, hospitality, nu știu ce. Dom'le, Biblia prevede să ai compasiune, să-ți fie milă, dar nu poți să accepti un om cu drepturi depline până nu se pocăiește. Bisericile care sunt în lumea aceasta, în Europa de vest și în America, s-au ajuns la ideea de om, trebuie să-i accepti. Pe cum să-l scoți pe un stricat afară care vine la biserică? Păi, frate, hai să-l primim. Ok, până aici am fine. Îl primești să stea pe bancă, chiar dacă trăiește în păcate de genul ăsta, că poate să pocăiește. Dar venind jumătate de an, venind un an, început să zică ăștia, mă, dar hai să-i primim membrii. Păi uite că vine în fiecare duminică, cotizează. Au intrat homosexualii ca membrii de plini în biserică. Apoi, stai un pic, e membru, dar uite că și cântă bine. Uite că are și dar de predică. Uite că și, hai să îi lăsăm la slujire, acceptare, la slujire. Membru întâi în biserică la început. Și în final s-a ajuns în Europa că și ordinează. Frații mei, Biblia nu spune că trebuie să acceptăm păcătoșii necondiționat. Nicăieri. Nicăieri. Vine, ascultă cu un om, dacă se pocăiește, este parte din comunitate, dacă nu, nu este. Încercăm să ștergem granițele așa, la un picnic mere, mai vine oricine, mâncăm, povestim, relaționăm. Dacă e vorba de ești membru sau nu, iei cina sau nu, nu oricine, fraților, nu. Este trupul lui Hristos. Acceptăm cu dragoste pe oricine la slujbe, dar cine nu se pocăiește nu poate să facă parte din Biserica Domnului. Pentru că strică mai mult. E vorba de protejarea trupului lui Hristos, e vorba de păcătosul în sine. Mă uitam în Biblie că zice acolo de păcătosul ăla din Corint. Avem un caz foarte clar acolo. Zice că voi v-ați și fălit, zice.
Să făleau cu el. Auzi, avem unul care trăiește cu maică. Să făleau. Și a zis ăla, dați-l afară din mijlocul vostru. Dați-l afară. Și după aia spune Pavel, e destul câtă mâhnire au avut, primiți-l înapoi. Păi dacă nu-l dădea afară, era mâhnit. Păi dacă nu-l pedepseau, era el întristat. Spune că întristarea care duce la pocăință, Pavel s-a acum, nu cer iertare acolo. Pentru că avea dragoste. Dragostea este foarte importantă. Dar l-a pedepsit ca să se mâhnească. Că dacă îl accepți cu păcatul, nu se va mai pocăi, că știe că e acceptat oricum. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Și frații mei, nu uitați, chiar dacă cotizează și pierdem, ce-i rău trebuie izolat. Nu ne impresionează cecul nimănui, oricât de mare ar fi. Dacă trăiești în păcat, nu avem nevoie de cecul tău. Trebuie să te pocăiești întâi. Amin? E biblic? E biblic. Vreau să închei, dragii mei, pentru că timpul nostru a trecut de mult. Avem exemple multe în Scriptură. Eu sper să lucreze Domnul la inima noastră și să se împlinească cuvântul care e în Deuteronom. Vreau să-l citesc în încheiere, un cuvânt frumos. Spune așa cuvântul, Deuteronom 22, să nu fie nicio curvă din fetele lui Israel și să nu fie niciun sodomit din fiii lui Israel. Zic numai amin. Să nu fie niciodată pomenite lucrurile astea între noi. Și când e vorba de lăcomie, că aici nu prea avem noi așa, nu punem accentul cât ar trebui, vreau să vă spun că până la urmă Domnul a avut dragoste pentru Iuda, dar în final a spus Petru, locul lui să-l ia altul. Biblia spune în altă parte și despre curvar și despre lacul. Spune, v-am scris în epistola mea, mai dați-mi voie și asta, să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumea acestea sau cu cei lacom de bani. N-am înțeles cu curvarii lumea acestea sau cu cei lacom de bani. Iarăși îți spun împreună aici, în 1 Corinteni 5, alt pasaj. Sau cu cei lacom, cei hrăpăreți sau cei care se închină la idoli. Fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume, vedeți? Avem relații cu astfel de oameni, ospitalitatea există, trebuie să relaționăm, sunt oameni până la urmă. Dar spune, ci v-am scris să n-aveți legături cu niciun fel de frate, niciunul care spune frate și totuși este curvar sau lacom de bani, sau bețiv, sau hrăpăreț, defăimător. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. E vorba de cel nu care e tânăr și între săracul la 17 ani. Nu e vorba de ăla de afară care vine, ci e vorba de cel care e vechi în pocăință și e botezat și slujește și știe și trăiește în astfel de păcate. Dumnezeu să ne trezească toată biserica. Vreau să mijlocim la final, fraților. Astea sunt lucruri spirituale. Și trebuie să le vorbim, că scrise în Biblie, frații mei. Nu putem vorbi numai anumite topicuri care convin în contextul cultural de aici. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să păzească granițele bisericii de orice duh de felul acesta. A fost o lucrare aici, că diavolul vrea ca să aducă chiar un duh de sodomie care să facă rușine în biserica Elim. Ne rugăm lui Dumnezeu și mijlocim în numele Domnului Iisus ca Domnul să țină duhul ăsta departe. Amin? Domnul să păzească copiii noștri de așa ceva. Domnul să păzească copiii noștri de curvie. Domnul să păzească pe toți, mic și mare, de lăcomie. Și biserica Domnului să fie curată și să nu fie niciun caz în astfel de biserici ale Domnului. Și Domnul să ne întărească pe toți, să ne sfințească El și să ne primească. Amin. Ne ridicăm în picioare cu toți, ne rugăm și în final mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Amin.